Bine, iată, am venit la această familie. Asta este o familie, nu mai este cum era, cum ați tot văzut în anii trecuți la mine cu tot două, trei rame, nu mai este așa. Anul ăsta am dezvoltat familie. Este o familie destul de puternică. A fost pe 18 rame această familie. Care are blocate cuiburile. Are blocat cuiburile, din câte știu eu. Și luând ramă cu puiet și cu miere căpăcită, el n-a fost stimulat deloc. A fost făcut tratamentul și lui. Tratamentul cu acid formic. Ia să vedem. A lipit aici. Acropolizat. Înainte o să curățăm cu ramele. Albina a scăzut și voi debloca, bineînțeles, cuibul. Chiar îl voi strânge, vom vedea ce voi efectua. Iată, strânge pe rame. Aici am regina de elită, de unde tot fac eu regina. Neroitoare asta. Am avut și roiuri care au roit, roiuri naturale. În orice stupine se mai întâmplă și chestia din asta. Aici n-a fost stimulat cu sirop decât în primăvară, în perioada aia grea care a trecut. Și după aceea s-au descurcat până în momentul de față, având destul de bune rezultatele. El nu este numai pe 12 rame, aveam și în spate, unde e ca un fel de cap. Acolo a adunat mierea. Prima ramă iese mai greu, dar avem nevoie de o ramă cu puiet pentru a o duce la masca care tot mai s-a împerecheat acolo de vreo câteva zile. Pentru a-i da puiet căpăcit, se poată înainta. Iată o ramă. E cu puiet larvar. S-a mai deblocat cuibul. Iată. Acu ecloziază aici. Are și muiet pui prea mult larvar are. Mie îmi trebuie mai mult căpăcit. Și voi lua ramă cu ramă până ajung la rama care consider eu că am nevoie. Iată, aceasta este o ramă pe care o să dau la acel... O să eclozeze albina în aproximativ 10 zile. Aproximativ.
și o coroană destul de frumoasă, deci are și mâncare. Și vom duce acolo. Deci o scuturăm pe aceasta. Nu-i recomandat să scutur cuietul, dar o scutur. Bun, deci așa arată rama respectivă.